Bine m-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire în curtea școlii aici la Bucovina TV. E mijloc de toamnă, o toamnă blândă și lungă, așa cum spune și Arghezi într-un frumos text adresat celor din curtea școlii. Dar în seara aceasta sper că sunteți în fața micilor ecrane, urmăriți emisiunea noastră așa cum o faceți în fiecare săptămână, pentru că v-am propus un subiect interesant, un subiect care nu e de actualitate doar o zi, două, ci un subiect care ar trebui tratat cu seriozitate în fiecare zi a anului. Despre ce este vorba și cine sunt invitații din seara aceasta, am să vă spun după ce voi face o scurtă trecere în revistă, așa cum v-am obișnuit, a câtorva din evenimentele care s-au petrecut de-a lungul istoriei în ziua de 20 octombrie și după ce o să vă citesc câteva informații pe care le-am selectat, informații din domeniul educației la nivel național. Legat de ziua de 20 octombrie, nu sunt foarte multe lucruri de spus pe care știu eu am dorit să vi-l aduc în atenție. Am să spun doar atât că pe 20 octombrie, în anul 1638, se încheia construcția mănăstirii Căldărușani, ctitorie a lui Matei Basarab. Cine s-a născut pe 20 octombrie? Arthur Rimbaud, poetul francez, și în anul 1893, tot pe 20 octombrie, Ion Crețu, istoric, literar și traducător român. Tot într-o zi de 20 octombrie, în anul 1918, trece în neființă Constantin Giurescu, istoric român, membru al Academiei Române. Mulțumim, așa cum e firesc, celor care sprijină în fiecare săptămână buna derulare, desfășurarea emisiunii în curtea școlii. Este vorba de cei de la salonul Perfect Style, situat în cartierul 8. Cine le mulțumesc în special doamnei Maria Ciobanu și Anca Mihailov. Mergem mai departe, spuneam că sunt multe informații din domeniul educației pe care vreau să vi le prezint și am să mă refer întâi la un proiect care s-a derulat, este de fapt în derulare, dar una din activitățile, din acțiunile propuse s-a petrecut la începutul lunii octombrie, în perioada 4-10 octombrie. De ce ne-a atras atenția? Pentru că este un proiect care își propune să identifice modul în care reușesc ONG-urile din România și nu numai din România, pentru că este un proiect internațional, să completeze educația non-formală a copiilor. Educație care poate ameliora relațiile existente între copii, părinți, școală și comunitate. Este un proiect Erasmus Plus, acțiunea CAI, un proiect pentru lucrători de tineret. Avem și câteva imagini pe care le puteți urmări de la o întâlnire în cadrul acestui proiect finanțat de Comisia Europeană. Titlul proiectului este Reset Adolescence for Success și este coordonat de ARVIS, Asociația AR Vocational and Investment Solution. Este o asociație de la noi din Suceava. Și ne-a parvenit această informație, precum că activitatea principală a proiectului a constat într-un curs de formare susținut la Vatra Moldoviței, la care au participat 28 de persoane, ONG-uri, școli și asociații de părinți din 8 țări europene, Cehia, Croația, Macedonia, Marea Britanie, Slovacia, Polonia, Portugalia și, bineînțeles, România. Partenerii români au fost Colegiul Național Petru Rareș și Asociația Excelpior a părinților elevilor Colegiului Național Petru Rareș din Suceava. La acest curs au fost traineri, doamna Anca Vieriu, președintele ARVIS, profesor de literatura română, și Miruna Maxim, psiholog. Și așa cum vă spuneam, cei care s-au întâlnit la Vatra Moldoviței au discutat despre felul în care educația formală poate ajuta la ameliorarea relațiilor dintre toți cei din curtea școlii. S-a reușit conceperea unei strategii cu metode de lucru experiențiale, experiențiale specifice non-formalului. La acestea s-au adăugat metode frecvente în psihologie care pot fi traduse în metode de educație non-formală. Iată, un proiect interesant care sperăm că va da roade, așa cum se așteaptă toată lumea, în relația, în ameliorarea relațiilor elevilor de la Colegiul Petru, Național Petru Rareș, nu? Pentru că aceștia erau partenerii români, și că, într-adevăr, părinții vor colabora mai bine cu școala, iar elevii vor veni cu și mai mult drag la cursuri. Da. O altă informație bucurătoare este
din partea Ministerului Educației, care a semnat un protocol de colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, un protocol care are drept scop îmbunătățirea nivelului de educație financiară din învățământul preuniversitar. Așa cum bine știți, există noile educații, printre care se află și această educație financiară, o educație foarte utilă, spun eu, tinerilor din ziua de astăzi. Noi nu ne-am bucurat de o astfel de disciplină. Deocamdată, educația financiară se studiază ca obiect opțional, dar iată, în urma acestui protocol, se dorește ca ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, să susțină din resurse proprii sau un parteneriat public-privat tot felul de activități în curtea școlii, fie că e vorba de activități derulate în săptămâna de școală altfel, fie prezentări cu caracter educațional în domeniul financiar, susținute de către specialiști ai ASF. Toate aceste lucruri, bineînțeles, în colaborare cu unitățile școlare și inspectoratele fiecărui județ. E o informație importantă. Probabil că fiecare școală sau școlile interesate care își vor dori derularea de activități o pot face accesând pagina acestei autorități de supraveghere financiară care își propune să finanțeze astfel de activități. Da, o altă informație de data aceasta e adresată profesorilor din învățământul primar și gimnazial. De curând, la Curtea de Apel Iași a fost aprobat un verdict de admitere într-un dosar în ceea ce privește plata orelor de educație fizică și sport. Pare așa o problemă punctuală, dar nu e chiar așa, pentru că sunt foarte multe școli, mai ales în mediul rural, unde orele de educație fizică sunt susținute de către învățător. Legea spune că aceste ore trebuie susținute de profesorii de educație fizică, iar dacă orele sunt făcute de învățător, aceștia trebuie plătiți. Să sperăm că toată lumea cunoaște legea. Toate aceste lucruri, de fapt, sunt în beneficiul elevului, pentru că o oră pe care o susține un profesor de educație fizică nu se compară cu una susținută de un învățător, pentru că nu e specialist în acest domeniu. Și atunci e bine ca școlile să se organizeze în așa fel încât să poată asigura desfășurarea orelor de educație fizică a elevilor sub supravegherea unui cadru didactic calificat. O informație pentru părinți, profesori și elevi legate de evaluările la clasele a doua, a patra și a șasea. Domnul ministru a susținut săptămâna trecută că nici nu se gândește să întrerupă aceste evaluări. Ele vor fi menținute tocmai pentru că îi ajută pe elevi această evaluare, îi ajută și pe profesori să diagnosticheze nivelul la care se află elevii, iar testele PISA se bazează și ele pe aceste testări intermediare. În concluzie, elevii de clasa a doua, a patra și a șasea vor susține și anul acesta evaluările. O veste în aparență bună vine tot de la București, acolo unde o propunere legislativă a primit avizul favorabil al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților. Această propunere legislativă se referă la faptul că toți elevii din învățământul primar și gimnazial ar trebui să desfășoare orele de curs dimineața. E o propunere legislativă care, iată, s-a bucurat de un real succes. Toți oamenii politici au fost de acord că nu e tocmai bine ca un elev, fie că e vorba de unul de clasa a patra, de a șasea sau a șaptea, să învețe după amiază, mai ales pentru faptul că nu poate fi supravegheat la pregătirea temelor de către părinți, pentru faptul că masa de prânz se ia de fapt undeva seara atunci când se întoarce la cursuri, clar randamentul nu mai este același. Deci se dorește ca toate cursurile să fie de dimineață. Numai că de la vorbă la faptă e cale lungă și deși, iată, a primit aviz favorabil, lucrurile în practică sunt greu de pus pentru că nu există spații, nu există săli de clasă. Ar fi îmbucurător dacă s-ar îndrepta fonduri și spre lărgirea sălilor de clasă, spre construirea, știu eu, mansardarea, construirea unor săli, spații, acolo unde se poate, pentru ca orele de curs într-adevăr să se desfășoare dimineața. E mai bine pentru toți cei din curtea școlii, numai că e nevoie de bani.
Deci, propunerea legislativă care a primit avizul favorabil al Comisiei de Învățământ s-ar putea să rămână doar pe hârtie, din cauza lipsei spațiilor, așa cum spuneam, iar unitățile școlare nu pot fi obligate sau sancționate dacă nu își vor modifica programul. Da. O altă informație interesantă legată de decontarea navetei personalului din învățământ, care a fost aprobată prin hotărârea de guvern 569 pe 2015, cadrele didactice care fac naveta, fie că e vorba de naveta spre o școală din mediul rural, de cele mai multe ori, dar există profesori care vin din mediul rural spre mediul urban, toate cadrele didactice pot beneficia, iată, prin această hotărâre de guvern, de decontarea navetei. Da, sper și în dreptul acestei hotărâri de guvern să nu rămână lucrurile doar la nivel teoretic, doar pe hârtie. Și o ultimă informație interesantă e legată de o acțiune care se va derula peste exact 4 zile, pe 24 octombrie. Sunteți invitați, dragii mei, aceia care vreți să mai schimbați ceva în jurul dumneavoastră, pentru că emisiile de gaze, poluarea de tot felul, știți că face foarte mult rău. Noi putem pune așa o pietricică mică la a mai îmbunătăți situația care ține de poluare, pentru că pe 24 octombrie Asociația Ghizilor din Bucovina, cu sprijinul Ocolului Silvic din Dolhasca, organizează o acțiune de plantare de stejari. E o acțiune în regim de voluntariat. Aceia care își doresc să meargă să planteze stejarii o pot face deplasându-se pe cont propriu. Cred că e o inițiativă frumoasă. Poate se hotărăsc ceva părinți să-și ia copiii de mână, trebuie însoțiți cei cu vârsta mai mică de 14-15 ani, tocmai pentru că e o acțiune de plantare de puieți. Așadar, pe 24 octombrie, cu mic, cu mare, sunteți așteptați la Dolhasca. Da, spuneam despre faptul că în seara aceasta avem invitați cu care vom vorbi despre o problemă care nu e așa la mod doar astăzi, ieri a fost sau va fi mâine. Este vorba de riscurile la care sunt expuși în permanență adolescenții într-o societate tehnologizată, într-o societate în care se comunică foarte mult pe internet, în care oamenii se cunosc din ce în ce mai puțin în viața reală. Despre ce este vorba, despre activitățile legate de această temă, vor vorbi invitații din seara aceasta și am invitat o dată în plus, pentru că pe 18 octombrie s-a sărbătorit la nivel european ziua de prevenire, să spunem, a traficului de persoane. Le spun bună seara și bine ați venit pentru prima dată în curtea școlii doamnei profesor Duduman Andreea, profesor la Liceul Laț cu Vodă din Siret, și doamnei, să mă corecteze dacă greșesc, funcția subcomisar de poliție? Da, de poliție. Subcomisar de poliție, coordonator al Centrului Județean, Agenția Națională împotriva traficului de persoane Suceava, doamna Liliana Orza. Bună seara și mulțumim foarte mult pentru invitație. Da, spuneam că pe 18 octombrie s-a sărbătorit la nivel european. Am înțeles că luna viitoare, în noiembrie, pe 25, se va sărbători la nivel internațional. E clar că e o problemă foarte importantă pe care societatea actuală ar trebui să o aibă cât mai mult în vedere, pentru că lucrurile se întâmplă, chiar dacă mi se pare că nouă nu ni se pot întâmpla, nu o să se întâmple niciodată copiilor noștri, lucrurile totuși se întâmplă. Despre ce a fost vorba săptămâna trecută, și bănuiesc că e vorba de-a lungul întregului an. Știu că Agenția Națională împotriva traficului de persoane derulează tot felul de campanii de conștientizare și de prevenire a acestui fenomen. Da, așa cum ați spus și dumneavoastră, într-adevăr, duminică, pe data de 18 octombrie, a fost sărbătorită Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane, ocazie cu care, la nivelul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, s-a stabilit ca săptămâna 12-18 octombrie să fie o săptămână în care să fie intensificate activitățile de prevenire și de informare a societății civile asupra acestui aspect. Într-adevăr, activități am desfășurat de-a lungul întregului an, dar în această săptămână, v-am spus, activități au fost mai numeroase și mai vizibile. Și mai vizibile. S-a îndreptat și a îndreptat atenția spre dumneavoastră, știind că, iată, ați avut o zi
am avut multe activități și folosesc și acest prilej să mulțumesc și Mass Media pentru că a mediatizat foarte mult activitățile la care, într-adevăr, noi am participat. Începând cu data de 12, am început cu o ședință la Prefectura Suceava, în care am organizat o întâlnire a grupului interinstituțional de lucru pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane la nivelul județului Suceava. Întâlnire la care au participat reprezentanții autorităților locale. Am discutat despre marcarea zilei de 18 octombrie, a fost implementată campania Cere ajutor, nu ceri și campanie care în acest moment se derulează la nivelul întregii agenții naționale împotriva traficului de persoane. După care, bineînțeles, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, am început activitățile de prevenire în școli. Am început cu Colegiul Național Spiru Haret, Colegiul Național Petru Rareș, pentru că am văzut că este implicat în multe activități și, într-adevăr, s-a implicat și în această săptămână a prevenit traficul de persoane. Am fost la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, la Școala Generală Ion Creangă, Școala Generală numărul 4 din municipiul Suceava, dar nu numai în municipiul Suceava. În data de 13 octombrie, la Casa de Cultură Fălticeni, au fost reprezentanți din cele trei licee de la nivelul municipiului Fălticeni, în sala de cultură, vă spun, au fost un număr de 200 de elevi, ocazie cu care, în urma activității de prevenire, s-au organizat și concursuri, s-au oferit ca premii tricouri cu mesajul campaniei, s-au făcut foarte multe fotografii care au fost mediatizate și în presa locală. Unul din proiectele la care am lucrat cu mult drag a fost proiectul de la Liceul Laț cu Vodă, a care reprezentant este astăzi alături de noi, și s-a finalizat cu un marș la care am participat, cum v-am spus, cu mult drag. Despre acest proiect și activitățile derulate săptămâna trecută la Siret o să vorbim după un scurt moment de publicitate, pentru că au fost activități foarte interesante și e foarte important să vedem care este ecoul pe care l-au aceste activități în rândul elevilor, care este reacția lor, dacă reușesc să conștientizeze că există un risc real. Și nu știu exact cum stăm așa la nivel statistic, probabil că încă nu aveți așa, că n-am tras linie, nu, la final de an, niște date exacte, dar cred că județul Suceava, la un moment dat cel puțin, era un județ care nu se putea mândri cu faptul că era pe podium sau printre primii, s-ar putea să mă înșel, dar cred că nu, în privința incidentelor de acest gen de traficare de persoane. Ca și statistică, putem spune că ne aflăm într-un trend descendent. Dacă în anul 2013, la nivel național, au fost înregistrate 896 de victime la nivelul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, în anul 2014 s-au înregistrat un număr de 757. Este o scădere. Și acest lucru nu face decât să ne bucure, să ne mobilizeze, să lucrăm foarte mult pe partea de prevenire, pentru că o persoană informată este o persoană care nu va putea fi traficată sau va putea fi traficată mult, mult mai greu. Da, având informația, cu siguranță tinerii pot să se ferească de diverse situații din acestea neplăcute. Mă așteptam să-mi spuneți că este o linie în scădere și e firesc să fie așa, pentru că, iată, tinerii desfășoară tot felul de activități din ce în ce mai multe, sunt mai deschiși și părinții spre a oferi astfel de informații, pentru că, știți, înainte de 89 era educația aceasta destul de conformistă, să spunem, în care se vorbea destul de rar despre astfel de situații. Educația sexuală nici nu se punea în problema să existe în școală. Dar lucrurile încep să se schimbe încetul cu încetul. Toată lumea își dă seama că e în beneficiul copiilor, adolescenților, să aibă informația tocmai pentru a se putea feri. Despre felul în care au reacționat elevii din Siret, și bănuiesc că reacția ar fi fost asemănătoare în cazul unor astfel de activități și în alte școli, o să aflăm după un scurt moment de publicitate. Sfăța autoturismul la prețuri avantajoase pentru toate buzunarele. Am revenit în direct cu invitații din seara aceasta, doamna profesor Andreea Dudumanu de la Colegiul
liceul Laț cu Vodă din Siret, poate cândva va deveni și colegiu, nu? Este colegiul național. E chiar colegiu. Îmi cer scuze atunci, e bine că am făcut rectificarea. Și doamna subcomisară de poliție, Liniana Orzac, coordonatorul centrului regional de aici din Suceava, al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. Și spuneam că săptămâna trecută a fost o săptămână foarte, foarte bogată, în care s-au desfășurat activități în multe școli din județul Suceava, nu numai în municipiul Suceava, școli gimnaziale, licee, în care elevii au fost informați despre riscurile care există. Probabil că li s-au prezentat, mă gândesc, nu știu, situații reale, nu știu, din povești, din materiale sau cum s-au întâmplat lucrurile. Însă mă îndresc pe doamna profesor, cea care a inițiat acest proiect, i-a chemat ca parteneri, nu, pe cei de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane în calitate de specialiști. Ce s-a întâmplat? Cum au reacționat elevii la activitatea aceasta pe care le-ați propus-o? Noi am început săptămâna luptei împotriva traficului de persoane de pe data de 8 octombrie, când ne-a onorat cu prezența doamna Laura Stadler, inspector la Agenția Națională împotriva traficului de persoane, și dumneaei a făcut o prezentare, studii de caz, la Casa de Cultură Mihai Teliman din Siret. Elevii au fost foarte impresionați de ceea ce au văzut, ceea ce li s-a spus. Am avut și feedback la clasă. Au fost elevi care ne-au povestit anumite cazuri care li s-au întâmplat chiar lor, de exemplu, prietenilor, persoane dubioase care se ofereau să îi ducă undeva cu mașina sau să meargă undeva să bea un suc. Noi, profesori, am fost foarte... Da, spuneați că au fost impresionați. La început, când vorbeam chiar mai devreme și spuneam că despre noile educații, despre educația pentru sănătate și educația sexuală, educația economică, la început oamenii, v-am spus, erau așa un pic mai reticenți. Copiii, când auzeau despre astfel de lucruri, chicoteau și li se părea că e o glumă bună, o poveste. Să înțeleg că liceenii de astăzi abordează problema aceasta cu mai multă seriozitate, tocmai pentru că, iată, s-au aflat în astfel de situații. Da, absolut. Noi am organizat și un concurs pe mai multe secții. Nu ne-am gândit că vor fi atâția participanți. Am organizat un concurs de eseuri și de scrisori. Scrisori pe care elevii să le trimită traficanților, unor traficanți imaginari, sau concursuri de sloganuri și de pancarte cu care au defilat la marșul din data de 15 octombrie. Pentru că ați spus despre acest marș, am să rog pe colegii mei să ne ofere și câteva imagini. Sunt imagini de la mai multe școli unde s-au derulat activități în săptămâna trecută. Spuneați de sloganuri, nu, pe care le-au făcut copiii. Mie mi-a plăcut acesta, trafic de idei bune, nu de oameni, și l-am ales chiar ca titlu al emisiunii, pentru că mi s-a părut foarte inspirat. Aceste imagini sunt chiar de la școala noastră. Am făcut o expoziție cu afișele pe care le-au realizat ei. Sunt imagini de la meeting. Au participat inclusiv cei de clasa a șaptea, cei de clasa a opta, care au abordat problema cerșetoriei. Ei fiind mai mici, nu le-am permis să abordăm și alte probleme. Foarte ușor am primit aprobarea pentru blocarea circulației timp de o oră. Ceea ce înseamnă că, iată, am fost sprijinit. Colaborarea instituțională. Există. Și nu ne-am așteptat să ne bucurăm de o colaborare atât de fructuoasă cu cei de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane, dar și inspector la Direcția Județeană de Sport și Tineret. Am primit premii care să le acordăm elevilor și ei au fost foarte încântați, pentru că premiul lor nu a reprezentat o simplă diplomă. La meeting au avut tricouri, șepci, s-au aprins lumânări în memoria victimelor. Imagini de la premiere sunt aici. Premiera am făcut-o pe data de 16 octombrie.
imagini cu premianții. Cu cei care au câștigat, să înțeleg, cei care au câștigat, da. Aceste imagini sunt de la Colegiul Național Petru Rareș. Inițial doream să organizăm premierea chiar pe data de 15, dar pentru că au fost atât de multe lucrări, nu am putut să le jurizăm. Și ați vrut să fiți corect, să citiți toate lucrările. Și din câte am înțeles, au fost lucrări foarte interesante, care parte dintre ele v-au impresionat destul de mult. Dacă o să reușim, pe final o să citim un fragment dintr-o scrisoare realizată de o elevă. Am înțeles că a fost chiar câștigătoarea acestui concurs. Deci, un proiect pe care l-ați început chiar în primele zile ale lui octombrie, un proiect în parteneriat cu Agenția Națională împotriva traficului de persoane și Direcția Județeană Sportul pentru Toți. Sport și tineret. Sport și tineret, ambele din Suceava. Și un proiect care s-a bucurat de un real succes. Noastră spuneți că i-au impresionat premiile acestea, care au fost nu numai sub forma unor diplome, ci premii materiale. Eu mă gândesc că au fost atrași, nu? Și de subiectul de actualitate, așa cum spuneam. A fost doar... Siretul este o localitate de frontieră. Frontieră, și acolo mă gândesc că lucrurile se pot întâmpla. Ei inițial nu știau că vor primi premii. Noi doar le-am lansat provocarea și ei au fost foarte încântați și cred că câștigul mare al lor nu reprezintă, de fapt, acele premii. Noi am vrut doar să îi bucurăm și pe material, scurt, poate dar câștigul dar pe termen, este nu? Absolut, este foarte important pentru că ei conștientizează deja problema și este o reală problemă în viața noastră. Care trebuie recunoscută, trebuie cunoscută, nu? Și să încercăm pe cât posibil să îi ajutăm pe copii, pe adolescenți să se ferească de astfel de situații. Agenția Națională împotriva traficului de persoane derulează mai multe campanii. Una importantă despre care v-aș ruga să ne vorbiți puțin este cea de combatere, să spunem așa, cerșetorie acestui fenomen și noi o să prezentăm telespectatorilor. În seara aceasta un pic am schimbat formatul emisiunii, nu avem un copil talentat la rubrica Talente Mari la vârste mici, nu că nu am fi avut de unde să aducem, dar am considerat că e important ca cei mici și cei mari din curtea școlii să urmărească filmulețul realizat pe această temă care își propune să ridice problema cerșetoriei, care este un fenomen la noi, încă este un fenomen, ce-i drept și cred că și în această privință lucrurile un pic merg într-o direcție bună, dar încă mai e de luptat. Despre ce e vorba? Înainte de a discuta un pic despre campanie, aș vrea să reamintesc faptul că duminică, am spus, fiind ziua de 18 octombrie, ziua europeană împotriva traficului de persoane, am avut bucuria de a fi sprijiniți și de bisericile și cultele din județul Suceava, în sensul că în cadrul slujbelor oficiate la bisericile Sfântul Mina, Sfânta Cruce, Sfânta Vineri din municipiul Suceava și la Biserica Romano-Catolică Ioan Nepomuc din Suceava, Biserica Filadelfia de la noi de aici, dar și două biserici din Fălticeni, este vorba de Sfântul Ilie și Acoperământul Maicii Domnului, preoții și predicatorii din aceste biserici, la sfârșitul slujbei, au vorbit despre traficul de persoane, marcând și ei această zi, îndemnând credincioșii că la finalul slujbei să aprindă o lumânare în memoria victimelor trecute în neființă sau să trimită un gând bun poate acelor victime care nu au reușit să rupă acest lanț al tăcerii și să iasă din această lume a promiscuității și bineînțeles o lume din care într-adevăr toți ne dorim ca ei să iasă. Interesant această colaborare, s-a mai întâmplat până anul acesta? Primul an și ne propunem ca în anii următori să extindem la întregul la nivelul județului Suceava. Cred că acolo oamenii sunt foarte deschiși să asculte, să afle informația și sunt mai impresionabili decât în alte locuri, pentru că așa auzim la știrile de la ora, nici nu mai știu la ce oră sunt știrile acestea mai puțin plăcute, auzim de astfel de cazuri și deja le tratăm cu, să spunem, cu ușurință, ne-am obișnuit cu multe dintre ele.
Dar dacă... A venit și din partea unui... Da, se întâmplă lucrul acesta. Zic că a avut succes. Un impact maxim. Da, ecourile care au fost după aceste acțiuni au fost pozitive. Toată lumea a fost încântată în sensul că un sfat a venit și din perspectiva bisericii. Ori faptul că și acest subiect este tratat de către biserică din perspectiva religioasă, eu zic că nu face decât să ne ajute pe noi în diseminarea mesajului antitrafic la nivelul întregii societăți civile. Da, e lăudabilă această dorință de a colabora pe această problemă a bisericii. Da. Da, vorbeam despre campanie. Da, în acest moment, la începutul lunii octombrie, a fost lansată campania Cere ajutor, nu cer și. Este o campanie realizată de către Agenția Națională împotriva traficului de persoane în colaborare cu autoritățile din Norvegia, în cadrul unui proiect modele de bune practici privind asistența victimelor. La nivelul județului Suceava a fost implementată chiar pe data de 12 octombrie, așa cum am spus în prima manifestație, fiind în cadrul ședinței grupului de lucru de la instituția prefectului Suceava. După care, bineînțeles, cu sprijinul partenerilor noștri, am reușit să punem afișe, exact cum aveți și dumneavoastră aici, Cere ajutor, nu cer și, în fața bisericilor, în zonele intens populate, cum ar fi autogara, gara, marile centre comerciale, prin care încercăm să atragem atenția populației asupra acestui fenomen. Dacă ar fi să o luăm după statistici, traficul de persoane prin obligarea la cerșetorie este cea de-a treia formă ca intensitate, să zicem, pentru că pe primul loc este trafic de persoane prin exploatare sexuală, având un procentaj de 66% din cazurile înregistrate. Urmează apoi traficul de persoane prin exploatare prin muncă, 25%, și 7% este procentajul pentru traficul de persoane prin obligarea cerșetorie. Dar când vorbim despre cerșetorie, în comparație cu celelalte forme ale traficului de persoane, este forma cea mai vizibilă, pentru că cerșetorul, într-adevăr, este într-un mediu public, da? Dacă celelalte forme se desfășoară în spații închise despre care nu știm și putem trece pe lângă ele fără să bănuim că s-ar putea întâmpla ceva acolo, cerșetoria este legată obligatoriu de un spațiu public. V-am spus, gară, autogară, piață, fața bisericilor. Și acest fenomen este vizibil. Nu, și campania aceasta ce își propune? Ca oamenii care trec pe stradă și văd un cerșetor să învețe că nu trebuie să-l ajute în acest fel dând bani omului care cere la colț de stradă, sau își propune să învețe pe cei care sunt pe stradă și stau cu mâna întinsă să ceară ajutorul și să nu, să nu o facă în această formă stând și întinzând mâna. Ce își propune campania? Să e undeva la mijloc? Exact. Este undeva, surprinde cele două aspecte pe care le-ați subliniat dumneavoastră. Sloganul campaniei este mâna întinsă nu primește ajutor, ea primește bani pentru traficanți. Pentru că, din păcate, s-au înregistrat multe cazuri când cerșetorii, de la cel cerșetor care cerea poate bani pentru să-și cumpere o pâine, a ajuns să fie inclus într-o formă de trafic. Sunt persoane care, bineînțeles, organizate așa într-un grup infracțional, pe care reușesc să le manipuleze, să le ducă la cerșit atât pe plan intern cât și pe plan extern. Știm foarte bine cazurile cu cerșetorii din marile centre turistice din Europa, da? Care nu ne fac cinste. Care uneori ne fac să ne abținem la a vorbi foarte tare în română prin diferite locații din Europa. Da, din păcate acest lucru este adevărat. Și v-am spus, aceste grupuri infracționale iau cerșetorii de pe stradă, din păcate se întâmplă și anumite bătăi, lovituri, mutilări, chiar aș putea spune, pentru a trezi mila publicului. Banii nu ajung în acest caz la cerșetorul care poate și-ar cumpăra o bucată de pâine. Ajung tot la ei și dacă nu aduc suma pe care trebuie să o aducă, bineînțeles că își vor primi pedeapsa promisă, cum s-ar spune. Da, o campanie benefică, cred eu, și dacă reușim să impresionăm elevii de liceu și pe cei de gimnaziu, și aici cred că în această campanie se pot desfășura activități chiar și cu cei de ciclu primar. Chiar dacă sunt mai sensibili, cred că și ei pot fi învățați de mici cum să reacționeze în astfel de situații când întâlnesc un om mai puțin norocos decât ei.
Bănuiesc că veți fi solicitați de școli. Ați fost deja în cadrul aceleiași campanii. Exact, am fost în cadrul acestei campanii în multe școli în care am vorbit cu ei. Copiii, bineînțeles, ne-au spus, da, am văzut și eu un copil care stătea dezbrăcat la colțul străzii. Bineînțeles, l-am întrebat ce a făcut, zice, am vrut să-i dau bani, dar nu am avut la mine. Dar tendința, vedeți, copilul bun la inimă, să-l ajute pe cel de lângă el. El nu-și dă seama că dacă îi dă bani și astăzi și mâine și poimâine, acel copil va veni tot acolo. Bineînțeles, acel copil, în mod normal, trebuie să fie la școală, trebuie să fie într-o formă de instituție, dar el este trimis de părinți, nu putem să dăm vina pe acel copil. Deci aici este părintele care îl trimite la cerșit, mai mult, v-am spus, îl și dezbracă, poate îi dă o haină mai ruptă, ca să fie un pic mai convingător față de o persoană milostivă. Și ne-a bucurat să aflăm și perspectiva bisericii asupra acestui subiect, pentru că milostenia nu înseamnă să încurajăm lenea, cerșetoria. Nu, sub nicio formă. Milostenia este să-l ajutăm pe om, să-l învățăm să pescuiască, nu să-i dăm gata peștele făcut. Este vorba a părintelui Coșocaru de la Colegiul Național Petrolaj, unde am avut ocazia și am discutat cu dumnealui pe tema acestui subiect. Da, lucruri de genul acesta cred că pot fi spuse în curtea școlii, în acțiuni organizate, supervizate de specialiști Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. Eu vă mulțumesc pentru prezența din seara aceasta. Vă urez mult succes la Colegiul Laț cu Vodă din Siret. Mult succes și dumneavoastră în cadrul campaniei acestea pe care ați inițiat-o și a celorlalte campanii. Vă mai aștept. Nu la anul, da, ci când se mai întâmplă ceva care merită prezentat aici la Bucovina TV în curtea școlii. Dragi telespectatori, după un scurt moment de publicitate, veți putea urmări filmul care promovează această campanie, o campanie de prevenire a acestui fenomen, cerșetoria. Cere ajutor, nu cerși. Sper să rămâneți în fața micilor ecrane și să urmăriți filmul pe care vi l-am pregătit. Înainte însă de a vă lăsa în compania publicității și apoi a filmului, trebuie să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, spunându-vă că va fi și povestea la minut în seara aceasta și, bineînțeles, să vă urez o săptămână ușoară și mult succes la școală!
Sunt Călin Goia. Vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă să nu fii liber, să fii controlat, să nu ai perspective. Despre ce înseamnă traficul de persoane și mai ales despre exploatarea prin cerșetorie. Cerșitul este o formă de exploatare atât fizică cât și psihică. Cerșetorii, mulți dintre ei copii, sunt tratați ca niște sclavi. Sunt maltratați, înfometați, bătuți. Zi de zi, de dimineață până seara, practica cerșitului devine meseria lor. Zilnic, copiii cerșetori trebuie să facă rost de bani pentru a-i da familiei sau rețelei din care fac parte. Sunt copii cărora le este furată cu bună știință copilăria, care nu au timp să se joace și cărora li se refuză chiar de către familie dreptul la o viață decentă și la un viitor mai bun. Banii dați acestor copii nu reprezintă însă un ajutor real, având în vedere situația lor. Acești bani nu fac altceva decât să încurajeze o astfel de practică. Știați că sute de copii și adolescenți sunt victime ale traficului de persoane? Sute de copii sunt abuzați și exploatați de rețelele mafiote care se ocupă cu cerșetoria, în țară și peste hotare. Problema cerșetoriei este complexă și aparent este alimentată continuu de precaritatea socioeconomică a unei părți a populației. Mediul urban este într-adevăr cel mai afectat de acest fenomen, deoarece strada oferă cea mai facilă posibilitate de a obține un venit rapid, apelând la mila publică. Este un venit nesigur, este precar, nu ajunge la cerșetori în cea mai mare parte și mai ales nu atunci când aceștia sunt copii. Spuneam că la prima vedere, deoarece dacă ne uităm mai atent, sărăcia nu poate fi de fiecare dată invocată ca justificare pentru cerșetorie, nu atunci când părinții își consumă puținele resurse pentru alcool, pentru alte lucruri nefolositoare, preferând să-și trimită copiii în stradă. Pe de altă parte, există și acea parte a populației care sprijină indirect fenomenul cerșetoriei, cu câțiva bănuți acordați cerșetorilor, din diferite considerente. Milă, jena, de a nu părea nepăsători, pentru că nu pot rezista la insistențele acestora, sau din acea dorință ascunsă de a fi bun pentru a primi o răsplată mai târziu. Dar nu numai copiii sunt expuși acestor rețele. Atât adulți cât și bătrâni pot cădea victime. Vă invit să urmărim câteva cazuri care sunt monitorizate de specialiști în domeniul traficului de persoane și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, ANITP. Dintre toate formele de exploatare în cadrul traficului de persoane, obligarea la cerșetorie este cea mai vizibilă, desfășurându-se exclusiv în locuri publice, aglomerate cu trafic pietonal, străzi, intersecții, magazine, centre comerciale. Paradoxal, societatea susține, involuntar desigur, această exploatare inumană, fiind manipulată la rândul ei de traficanți, tocmai prin apelarea la sentimente umane, mila și binevoința. Se estimează faptul că, în întreaga lume, peste 300.000 de persoane au fost traficate în scopul practicării cerșetoriei. În acest context, problematica combaterii exploatării prin cerșetorie trebuie să fie abordată din perspectiva drepturilor omului, făcându-se distinție între victime și infractori. Locuiam la orfelinat. Nu știu cine e mama și tata. Am fost luat cu forță de pe stradă și dus la București. Am fost dus la o casă unde am văzut mulți oameni care locuiau acolo. Mi-au spus că va trebui a doua zi să merg la cerșit. Am spus, eu nu am venit aici să cerșesc. Și ei mi-au spus că dacă vreau pot să mă întorc, doar dacă am bani. Dar dacă nu, va trebui să merg la cerșit. Și chiar m-au bătut. În general, victimele exploatate prin cerșetorie sunt persoane vulnerabile, minori, persoane vârstnice sau cu dizabilități. Mediul din care acestea provin, atât din rural cât și din urban, este de cele mai multe ori marcat de sărăcie, iar influența familiei și a cercului de cunoștințe este negativă. Se întâlnesc abuzuri, neglijări, consum de alcool. Marea majoritate au un nivel scăzut de educație, provin din familii cu mulți membri, de asemenea sunt persoane vulnerabile, devin
relativ ușor pradă traficanților. Copiii sunt uneori închiriați, iar la propriu, iar părinții primesc sume de bani mici, derizorii. Aceștia sunt forțați să cerșească prin diverse metode. Abuzurile fizice și emoționale la care sunt supuși îi fac să cadă pradă depresiei și de cele mai multe ori să-și piardă respectul de sine. Sunt de cele mai multe ori dezumanizați. Mă numesc Ion Stroie, am 44 de ani. Ca școală nu am nicio pregătire. O ducem foarte greu. Suntem 7 persoane. Avem 4 copii. Câteodată nu avem ce mânca. Mi s-a oferit un loc de muncă în străinătate, că în țară nu prea găsim de muncă. M-am gândit că e mai bine ca în România. Mi s-a explicat că în Franța ar fi locuri de muncă mai bine plătite, salarii mai mari, cazarea și hrana asigurate, transportul gratuit, că primesc un salariu lunar. Am nevoie de acei bani pentru să repar casa și hrană. Acolo, când am ajuns, mi s-a spus că nu mai lucrez în construcții, că o să cerșesc. Nu știam ce să fac, că mi-au luat și buletinul, m-au amenințat. Nu mai aveam nici bani să mă întorc acasă. Recrutarea victimilor este realizată prin promisiuni false, multe cazuri adresate familiilor privind locuri de muncă în străinătate și obținerea unor venituri importante. Traficul de persoane în scopul obligării la cerșetorie s-a dezvoltat cu precădere în străinătate. Această caracteristică este explicată prin profituri mari ce se obțin din acest tip de criminalitate în țările cu nivel ridicat de dezvoltare. Traficanții care acționează în afara granițelor sunt de regulă persoane cu antecedente penale, membri a unor grupări infracționale de criminalitate organizată, implicate de multe ori și în comiterea altor genuri de infracțiuni, trafic de droguri, proxenetism, infracționalitate stradală, furturi de mașini. O victimă exploatată prin cerșetorie câștigă în medie 100 de euro pe zi, veniturile realizate în folosul traficanților pe parcursul unei luni calendaristice, putându-se ridica la 2.500-3.000 de euro. Având în vedere modalitățile de comitere și consecințele acestui gen de infracționalitate, autoritățile române acordă importanță deosebită luptei împotriva fenomenului și dezmembrării grupărilor criminale implicate. Structurile specializate ale poliției și parchetului, de multe ori în parteneriat cu structuri similare din alte țări, duc o luptă susținută cu mijloacele specifice de care dispun pentru combaterea acestui palier al criminalității organizate. Eu am luat bătaie încă din prima zi pentru că făceam gălăgie și nu voiam să cerșesc. Mă băteau și zilnic ne amenințau cu bătaie pe mine și pe copiii mei. Traficantul i-a bătut și i-a luat de lângă mine. La un moment dat am aflat că voia să mă violeze de față cu soțul meu dacă nu vreau să cerșesc. Dacă sumele obținute nu satisfac traficanții, victimele sunt persecutate permanent pentru a strânge cât mai mulți bani. Metodele de consângere sunt atât de natură fizică cât și psihică, mergând de la înfometare și aplicarea de corecții fizice până la amenințări și violențe exercitate asupra copiilor sau altor membri de familie victimei, fie că aceștia sunt în țară sau în străinătate. Asistența victimelor traficului de persoane ar trebui să fie un proces de lungă durată, care să înceapă de la identificarea persoanei și să se finalizeze doar atunci când această persoană este în securitate, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional și economic. Pentru victimele exploatate prin cerșetorie, identificarea lor s-ar putea realiza ușor la locul exploatării, în stradă, acolo unde fenomenul este extrem de vizibil. Și ar putea să țină de fiecare dintre noi, inclusiv de membrii ai comunității, nu neapărat specialiști, să încercăm să vedem ce a determinat ca acele persoane să fie în această situație și să le oferim ajutorul. Foarte multe dintre persoanele traficate nu se identifică ca atare pentru că le este foarte greu, fie din cauza marginalizării, stigmatizării,
fie din datorită accesului redus la informații și la educație, fie datorită timpului lung în care s-au aflat în exploatare, aceste persoane sunt reținute din a accepta orice fel de ajutor venit din partea specialiștilor, respectiv un program de lungă durată de reintegrare. Se simte nevoia din ce în ce mai mult de proiecte și nu doar la nivel teoretic, ci mai ales practic, care să vizeze informarea, sensibilizarea și mai ales responsabilizarea societății civile cu privire la condițiile precare în care trăiesc oamenii străzii, așa cum îi numiți dumneavoastră cerșetorii, oamenii fără adăpost, dar și persoanele defavorizate din punct de vedere social și economic, indiferent de vârstă, de religie, etnie sau naționalitate. Asociația Zâmbetul Îngerilor derulează de mai bine de 2 ani un proiect socio-umanitar la nivel local în București, dar pe care dorim să-l dezvoltăm și la nivel național. Ce facem noi teoretic? Informăm societatea civilă cu privire la acest fenomen care se dezvoltă din ce în ce mai tare cerșetoria, iar practic hrănim oamenii străzii, cerșetorii, în fiecare noapte. Probabil că ați auzit de foarte multe ori propoziția sau fraza dați-mi, vă rog, 2 lei ca să-mi iau o pâine. Ei bine, noi îi hrănim. Nevoia de hrană este pretextul pentru care ei cerșesc, iar noi le eliminăm acest pretext asigurându-le hrana în fiecare seară. Societatea trebuie informată, dar mai ales implicată. Trebuie să facem o schimbare de atitudine și să înțelegem că uneori banii nu ajută. Haideți să ne gândim de 2 ori înainte de a da mărunțișul din buzunar cercetorului pe care îl vedem pe stradă, pentru că de cele mai multe ori banii noștri nu rămân la el. Acel bătrân sau acel copil de la colțul străzii nu este acolo pentru că asta își dorește. De cele mai multe ori sunt obligați să facă lucrul acesta, sunt exploatați și, din păcate, sunt și mutilați de o adevărată mafia cercetoriei. Pe ei îi îmbogățim. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți, să ne asumăm responsabilitatea și să realizăm că, dând un ban unui cerșetor astăzi, nu facem decât să ne asigurăm că acel om va fi mâine în același loc, făcând același lucru. Așadar, cred cu tărie că împreună putem să-l facem să vadă dincolo de opțiunile pe care strada le oferă. La fel ca orice fenomen social negativ, și problema cerșetoriei își găsește rezolvarea în măsuri educaționale. Există măsuri economice de asistență socială adresată familiilor cu probleme materiale, însă acestea sunt utile pe termen scurt, pe plan local, din bugete locale, din inițiative locale, însă nu pot fi alimentate permanent pentru că cererea este din ce în ce mai mare. Măsurile educaționale însă oferă cheia rezolvării pe termen lung, pe două paliere. Pe de o parte, copiii pot achiziționa acele cunoștințe necesare intrării pe piața legală a muncii, pe de altă parte pot achiziționa acele valori care să-i împiedice să mai adopte comportamentul lipsit de demnitate, lipsit de decență, comportamentul de cerșetor. Prin urmare, avem nevoie de măsuri educaționale, de programe educaționale care să reducă rata abandonului școlar pe de o parte și care să ofere un suport la celor familii cu probleme socioeconomice deosebite, pentru a-i ajuta pe copiii acelor familii să aibă aceleași șanse de succes pentru o viață decentă. Măsurile de prevenire a unui astfel de fenomen, centrate pe reducerea vulnerabilității victimelor, pot fi din cele mai diverse. Acestea pot pleca de la schimbări structurale, sistematice, ale strategiilor de educație și de integrare pe piața muncii, până la implementarea de programe punctuale adresate categoriilor vulnerabile. În plan imediat, noi recomandăm celor aflați în situație de risc să nu relaționeze cu alte persoane, copii sau adulți care practică cerșetoria, să nu se încreadă în promisiunile de a câștiga rapid și ușor sume mari de bani, să spună întotdeauna unei persoane de încredere unde și cu cine pleacă și, foarte important, să știe că dacă nu beneficiază de suport familial sau dacă exploatarea se face în familie, există instituții și organizații care îi pot ajuta. Fiecare dintre noi poate să ajute și să conștientizeze situația gravă în care se află aceste persoane. În loc să dăm un ban din milă, putem anunța autoritățile locale sau organizațiile neguvernamentale, încercăm cu adevărat aceste victime. Mâna întinsă nu primește ajutor, primește bani pentru traficanți. Cere ajutor, nu cerșii.